Bună, draga mea, sunt Luna Ala. Săptămâna 21 la 27 ianuarie va debuta cu lună plină, zi emoțională și psihologic dificilă. Nu programa chestiuni importante, nu lua decizii serioase. Nu îți pune mari speranțe la întâlniri, se pot transforma într-o dezamăgire amară. Ai grijă de copii și încearcă să nu mergi prea departe de casă. Nu face nimic serios în relațiile personale. Din 22 ianuarie, o lună în creștere va domni încer. Aceasta face ca această perioadă să fie potrivită pentru tot felul de începuturi. Dar deoarece energia pământului este influențată de o serie de alte planete, toate riscurile trebuie calculate înainte de a începe orice. Implementarea planurilor creative de lungă durată va fi deosebit de reușită miercuri și vineri poți vizita coaforul schimbarea coafurii sau a culorii părului va avea succes evenimentul principal al acestei săptămâni va fi o întâlnire cu locul de muncă Multe dintre noi nu vor să se încurce în mod inutil după sărbători, dar astfel de sentimente vor fi oprite la rădăcină de voința superiorilor. Ritmul de lucru va lua imediat impuls rapid și, prin urmare, este mai bine pentru tine să țintești în avans la noi fapte profesionale. Acest lucru nu înseamnă că viața ta personală nu va necesita atenția ta, va fi necesară și chiar mai mult decât înainte. Cunoscând această perioadă, poți face astfel încât să eviți consecințe neplăcute. Dar hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec Inima nu îți va da o în această săptămână. Principalul lucru este să te păstrezi în acest moment departe de intrici și nenumărate nebunii. Perioada poate fi favorabilă pentru tot ce ce este legat de dragoste și viața personală. Cele singure ar trebui să-și petreacă mai mult timp departe de casă, deoarece există șansa de a-și întâlni sortitul. Aceasta este o perioadă minunată pentru o reparație mică, schimbarea stilului interior sau achiziționarea de obiecte de uz casnic. Nu încerca să faci totul singură, cere familiei ajutor. Orice problemă la domiciliu, încearcă să o rezolvi împreună cu ei. Vei simți dorința și puterea pentru noi victorii și te poți concentra în întregime pe muncă. Poți fi nervoasă din toate mărunțișurile, iar situația din familie se poate încălzi. Potrivit astrelor, doar la sfârșit de săptămână vine pacea după ce vei scăpa de grijile tale. Weekendul va fi liniștit, îți vei odihni simțurile după o săptămână grea, așa cum arată stelele gemuite în sectorul 4 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur Perioada este favorabilă pentru punerea în aplicare a unor noi planuri. Fă ceva care îți întărește poziția, dar lasă-ți timp să te întâlnești și să discuți cu prietenii. Va trebui să efectuezi o mulțime de lucruri acumulate care nu pot fi amânate, dar poți face față cu ușurință. Începând cu locul de muncă, vei fi confruntată cu acest lucru. Poate că ești trimisă la cursuri de perfecționare și nu vei fi mulțumită de gândul de a fi forțată să te întorci la rolul de student. Dacă ai promis ceva cuiva, atunci acest lucru ar trebui făcut. Parteneriatele pot fi rupte și, mai degrabă, vor afecta viața ta personală. Dacă te bazezi pe astre, atunci miercuri nu trebuie să faci lucruri importante, de exemplu, să semnezi documente. Orice greșeală poate fi foarte critică. Joi vei deveni mai voioasă, viața ta devine mai bună. Aranjează o cină mică de vacanță la domiciliu și vei fi foarte fericită. Vineri este posibil să ți se pune bețe în roți. Situația nu este plăcută, dar reacția la aceasta cu agresiune directă nu este înțeleaptă. Va fi mult mai eficient să arăți reținere și să nu continui. La sfârșitul săptămânii te poate aștepta o surpriză aceasta este o răsplată pentru răbdare și muncă după cum susțin astrele din sectorul 3 al astrogramei tale zilele favorabile sunt afișate pe ecran astrele sunt optimiste gemeni Ultimele zile ale lunii ianuarie îți pot aduce multă bucurie și distracție. În primele zile ale săptămânii vor fi mai multe ocazii plăcute deodată. Pentru a nu-ți pierde capul de la succes, trebuie să-ți amintești: norocul vine numai pentru cei care merită. Te vei concentra pe lucru în această săptămână. Vei intra rapid într-un ritm de lucru și în doar câteva zile vei putea face multe. În același timp, vei primi o ofertă interesantă. În principal, vor fi sarcini care vor fi plăcute pentru rezolvare. Vor fi noi propuneri interesante cărora ar trebui să le acorzi atenție. Dacă apare o situație acută, încearcă să o abordezi cu o minte proaspătă. Ești deschisă și prietenoasă, iar oamenii se întorc în mod constant spre tine pentru ajutor. Marți toate afacerile tale se pot opri brusc, starea ta de spirit poate fi sub nivelul mării. Gândește-te la sănătate, stai câteva zile acasă. Acum este momentul să îți dovedești ție și pentru ceilalți că ești complet capabilă să faci față vicisitudinilor vieții. Fii curajoasă, nu-ți fie frică de dificultăți și nu asculta opiniile altora. Vei fi capabilă să atingi tot ceea ce dorești. Principalul lucru este să decizi asupra priorităților, să nu renunți și să acționezi astre prietenoase în sectorul 3 al astrogramei tale spun că poți conta pe primirea de bani, dar tu absolut nu poți economisi. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Rac. Încearcă să păstrezi legătura atât cu prietenii cei vechi, cât și cu cei noi. Datorită acestora poți găsi un domeniu interesant de activitate pentru tine. Unele dintre voi, în această perioadă, vor trebui să caute un al doilea loc de muncă pentru a completa inventarul portofelului. Sunt multe schimbări care vin în viața ta. Pregătește-te pentru moral. Această săptămână poate fi fierbinte, vei fi, cum se spune, la margine. Pentru a nu aduce oameni de persoanelor apropiate mai târziu, încearcă să îți păstrezi cuvintele și sentimentele sub control. Astfel, nu va fi posibil să eviți conflicte și reputația ta va suferi. Pentru cele singure, această săptămână poate aduce proiecte noi pentru a construi castele în cer, printre nori, alături de mine. Poți întâlni o persoană care îți va cucere complet pacea și somnul, precum și capacitatea de a lucra în mod normal. Cu toate acestea, tristețea despre acest lucru nu va dura mult, deoarece noua ta pasiune îți poate spune că dorește să organizeze o viață comună cu tine și este gata să viziteze biroul de înregistrare a căsătoriilor. Astrele avertizează: până când te grăbești cu decizia finală, trebuie să te gândești la toate cu atenție. Miercuri poți primi o sarcină responsabilă la locul de muncă să rămâi până seara. Încearcă să restaurezi relațiile cu rudele la sfârșitul săptămânii. O cădere ar putea apărea din cauza unor probleme casnice. Decât să iei inițiativa, mai bine mergi mai întâi la un armistițiu, după cum sugerează planetele prietenoase din casa a 12 a, a astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu! O perioadă favorabilă vine pentru tine, când viața îți va oferi literalmente cheia succesului. Tu ai o abilitate rară și poți câștiga cu ușurință. În această săptămână, poți lua decizii foarte neobișnuite și poți lovi nu numai adversarii, ci și partenerii. Marți poate fi o zi decisivă. Poți fi gata să semnezi un contract care îți va aduce un venit decent. Multe dintre voi, în prezent, caută schimbări în viața lor personală. Prea adesea au apărut conflicte și tu ești dureros de atrăgătoare. Ai început cu rețenia generală și unele rearanjamente în casă? Era și timpul. În plus, poți achiziționa mai multe piese noi de mobilier sau decor. Stelele ți-au planificat niște cunoștințe interesante. Persoanele care vor fi venite în viața ta vor putea contribui atât la creșterea carierei, cât și la lumina vieții tale cu noi impresii. Nu fi nesociabilă. Grație sociabilității poți crea toate premisele pentru îmbunătățirea calității vieții. Nu refuza să comunici și să te întâlnești. Înțelegerea reciprocă va prevala în relațiile cu persoana dragă. Acum este un moment bun pentru noi cunoștințe. Orele petrecute în serviciu vor fi o adevărată tortură pentru tine, care nu va trece neobservată de alți colegi. Aceștia te vor ajuta să îți îndeplinești sarcinile tale, dar astrele situate în sectorul 4 al astrogramei tale te sfătuiesc să iei un concediu medical. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara Această perioadă este de succes pentru încheierea de contracte, semnarea contractelor și a acordurilor. Acum poți face lucruri la care nu ai ajuns de mult timp, în chestiuni financiare poate fi dificil. Încearcă să nu împrumuți sau să dai bani cu împrumut. Această săptămână poate fi o perioadă de întâlniri de neuitat și flirturi nesfârșite. Acest lucru va avea loc chiar și la munca ta. Revenind la apelul de serviciu după sărbători, poți fi surprinsă de faptul că o persoană foarte atractivă a sexului opus a apărut printre colegii tăi. O vei cunoaște rapid și vei recunoaște sincer că această persoană este foarte îngrijorată de tine. În curând, comunicarea ta va avea un curs informal care nu este ascuns colegilor atenți. Nu ar trebui să te grăbești, e mai bine să plănuiești să amâni totul pentru un timp. Mai întâi de toate, uite de ce ce ai vrut să rezolvi legat de locuință, să iei o ipotecă sau să te muți într-un alt loc de reședință. Niciun bine nu va veni în viitor. Cele căsătorite pot fi îngrijorate de situația din familie. Se înrăutățește, ai pierdut o limbă comună cu o persoană care este foarte aproape de tine. Miercuri poate apărea un alt conflict. Weekendul pentru tine poate fi plictisitor, te poți îngrijora și din acest moment nu părăsi casa. Merită să acorzi atenție sănătății tale, după cum strigă în cor astrele situate în sectorul 4 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! Balanța. În această perioadă, ai șansa de a obține un patronaj secret, un sprijin care te poate ajuta la realizarea obiectivelor profesionale. Este o săptămână bună pentru cele a căror activitatea este legată de creativitate. Este posibil să mergi într-o excursie care poate fi asociată atât cu petrecerea timpului liber, cât și cu munca. Starea ta poate fi umbrită de conflicte neașteptate cu rudele. Vei putea pune punctul pe I în multe întrebări, dar cu condiția să îți soluționezi în prealabil toate problemele, chiar și în situații de conflict, fără iritare și strigăte. Fii atent în problemele financiare și nu te grăbi, luând decizii. Altfel, această săptămână va fi foarte luminoasă. Vei gândi exclusiv la chestiuni materiale, uitând pentru o vreme despre pasiune și atracție senzuală. Poți fi complet confuză cu viața ta personală, poate fi dezvăluită un fel de înșelăciune. Trebuie să o justifici și să o eviți. Pregătește-te pentru numeroase treburi de uscasnic. Nu striga la membrii familiei și controlează-ți emoțiile la maxim. Depășește tentația de a intra într-o argumentare sau în ceartă. Ascultă vocea interioară și urmează-o chiar și atunci când sfatul său nu este rațional. De sănătate, astrele sunt puțin îndoleate în sectorul 4 al astrogramei tale. Ești foarte susceptibilă la răceală și se poate manifesta până duminică. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion Săptămâna poate fi ambiguă, totul depinde de întărirea generală a corpului, de rezistența la frig și de stres. Nutriția corectă este de asemenea importantă. Corpul tău poate necesita vitamine și minerale, cum ar fi calciu. În acest moment, dinții, oasele, articulațiile genunchiului, sistemul hematopoietic sunt cele mai vulnerabile. Poți avea multe de griji în această săptămână. Vei înțelege că nu vei avea suficiente resurse financiare până la sfârșitul acestei luni. Tu poți decide să discuți o astfel de probleme dificile cu rudele apropiate, iar în familia ta se va naște decizia de a salva totul. Este mai bine să adopți un stil de viață foarte lipsit de griji. Poți ignora lucrurile mici care te deranjează de obicei. La locul de muncă pot apărea întrebări cu privire la lucrările recent finalizate, însă vei putea explica cu ușurință de ce lucrurile nu au funcționat așa cum se așteptau. Astrele situate în casa a cincea a astrogramei tale te sfătuiesc vineri să încerci să-ți aranjezi divertismentul. Viața ta este plictisitoare și acest lucru este greșit. Ai încredere în soarte și nu te va dezamăgi. Fă ceea ce este necesar cu gânduri pure, fi cinstită cu tine însăți și nu te lăsa păcălite de cei în care te încrezi de obicei. În acest caz vei reuși. Nu ți fie teamă de schimbările viitoare. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător o săptămână de muncă grea este singura modalitate de a completa lacunele din buget și de a plăti datoriile. Depinde mult de calificarea profesională, dar mai mult de diligența și coerența muncii, atenția la toate detaliile. Oportunități bune de câștiguri sunt în domeniul tehnic, informațional și medical, medicină veterinară și sectorul serviciilor. Poți tinde să cauți aleați pentru a rezolva chiar și problemele cele mai banale. Va fi dificil să te integrezi într-un ritm normal de lucru și vei încerca să transferi o parte din îndatoririle tale oficiale către un coleg foarte modest. În chestiuni personale vei folosi metoda Nu fac nimic pe cont propriu. Deci, cere o mărturisire de dragoste a unei anumite persoane. Revizuiește-ți planurile, încearcă să scapi de orice obligații pe care le-ai asumat fără să te gândești prea mult. Creativitatea este ceea ce îți se cere acum la maxim. Evită prin toate mijloacele stereotipurile, dar nu neglija propriile interese și mai ales interesele celor dragi. Astrele nu sunt foarte transparente în relațiile personale, care sunt foarte ciudate. Ești evident îngrijorată de o persoană, dar nu te interesează încă. Modificăți obiectul de interes până când nu este prea târziu și te vei găsi îndrăgostită lulea. Joi este potrivită pentru întâlniri pe internet, pot exista câteva opțiuni bune. Nu planifica weekendul în prealabil, va trebui să schimb ceva după cum susțin astrele din sectorul 11 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn, Trebuie să monitorizezi cu atenție bunăstarea ta. Nu sunt excluse problemele hormonale, reacțiile alergice, bolile asociate cu starea hepatică sau cu sistemul cardiovascular. În acest moment este de asemenea necesar să consolidezi sistemul imunitar. Celor care nu își pot procura antioxidita le dau un sfat. 50 de grame de grapefruit pe zi, timp de două săptămâni. Cu toate acestea, dacă ai amânat o vreme o vizită la medic, acum este momentul potrivit pentru a te ocupa de sănătatea ta. Pentru cele căsătorite, relația cu cei dragi va aduce bucurie sinceră și o mulțime de plăcere. Dar pentru asta va trebui să depui eforturi. Altfel, toată săptămâna vei fi foarte pretenoasă și extrem de sociabilă. Farmecul personal și atitudinea prietenoasă te vor ajuta să obții o mulțime de lucruri personale chiar și la locul de muncă. Vei putea dovedi șefilor că nimeni nu poate face fața unui proiect complex mai bine decât tine. Cele singure, dacă o vor face fără agresivitate, vor demonstra celui îndelung drag gravitatea intențiilor lor. Drept urmare, vei auzi întrebarea prețuită de la această persoană, imediat după care interesul tău în el va scădea. Miercuri va trebui să dedici o zi întreagă unei probleme care a apărut în mod neașteptat. Va trebui să cheltui bani să cumperi ceva ce este asociat cu reparații minore. Vineri comunică cu prietenii, dar astrele situate în sectorul 8 al astrogramei tale insistă. Vorbește mai puțin despre planurile tale pentru viitor. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător, ești întotdeauna predispusă la schimbare, dar dacă crezi în horoscop, nu este momentul în care trebuie să aduci ceva nou în viața ta, oricare ar fi ea. Orice afacere începută în această săptămână nu se va dezvolta așa cum ți-ai imaginat. În special, evită propunerele profitabile la prima vedere pentru a un nou loc de muncă. Vei pierde în mod evident. Apreciază ceea ce ai, nu te plânge că ai un salariu mic. În această săptămână, atenția este necesară pentru activitatea rinichilor, iar problemele existente vor interfera cu măsurile preventive. Vulnerabilitatea sistemului nervos și respirator în acest moment este deosebită. Suprasolicitarea și hipotermia trebuie evitate. Activitățile sportive sunt utile pentru a calma tensiunea nervoasă. După 24 ianuarie, operațiile chirurgicale grave sunt nedorite. Joi poți fi de acord cu o întâlnire, iar apoi îți vei fi amintit câtă dezamăgire ai primit. Prietenia este mai bună pentru tine acum decât experiențele de dragoste. Săptămâna nu va merge așa cum ai planificat. Lucrurile importante sunt mai bine de amânat. Acum poți fi incompetente în multe chestiuni sau pur și simplu să fii ca mine cu capul în nori. Dacă faci o greșeală în ceva, nu te descuraja. Numai cel care nu face nimic nu se înșeală. O stimă de sine mai ridicată decât nivelul mării și abilitatea de a aștepta sunt sfaturile astrelor înghesuite în casa a opta a astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt ocupate cu alte zodii. Pești nu este o perioadă foarte favorabilă pentru îmbogățire și achiziții, mai ales a doua jumătate a săptămânii. În prima jumătate a perioadei există o oportunitate de a găsi sprijin printre prieteni, poți fi ajutate cu bani sau sfaturi valoroase. Rezultate bune pot fi obținute prin lucrul în echipă. Săptămâna aceasta poate fi plină de erori și pierderi din cauza înșeleciunii. În acest timp vei începe din ce în ce mai mult să te gândești să renunți la poziția actuală și să câștigi bani cu hobby-ul tău. Atunci când desfășori negocieri importante, nu te baza pe intuiție. Asculteți vocea rațiunii, evită conflictele. Începând de marți, poți să planifici un plan pentru îmbunătățirea propriei vieți. Poți fi din nou predispusă la melancolie, iar acest lucru nu este cel mai bun mod de a lua unele decizii. Nu te ascunde de necazuri, trebuie să te duci, să le întâlnești și totul va fi rezolvat în favoarea ta. Poți deveni mai puternică decât concurenții tăi și vor fi învinși miercuri sau joi. Cele care sunt prea romantice pot să idealizeze o persoană care nu merită. Înțelege trecutul ei, este posibil ca el să nu fie liber. Astrele din casa 11, astrograme tale, tezoresc Vineri este timpul să te alături unei petreceri, un prieten va fi ofensat dacă nu ajungi. Aceasta este o modalitate bună de a simți din nou bucuria vieții pe care ai reușit să o pierzi. În weekend merită să faci achiziții importante. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!